Mai multe regiuni din nordul și sudul Italiei au avut parte de furtuni puternice. Acestea au adus ploi abundente, grindină, inundații în mai multe localități și chiar tornade. O furtună violentă însoțită de ceea ce autoritățile au caracterizat drept o tornadă a lovit mai multe localități din Sicilia. Furtuna a adus rafale de vânt puternice care au doborât copaci și au smuls panouri publicitare, iar în Catania tornada a rupt mai multe acoperișuri. La veranda, non ce l-a più.